Încă un vis împlinit pentru fostul nostru coleg Alex Kravtsov. Stabilit în Elveția, Alex își lansează în premieră un vals în interpretarea unei orchestre simfonice. Evenimentul a avut loc la Filarmonica din Wien. Piesa se intitulează River Dance, dansul râului, este vorba despre râul Nistru. Piesa a fost scrisă în 2016, este despre râul Nistru, pentru că eram fascinat de frumusețea acestui râu, dar și, evident, dramatismul în piesă l-a adus știrile despre construirea acelor baraje asupra râului. Poate că în scenă spune că nu a avut mari emoții, acestea l-au copleșit după. Este fericit pentru că mai are încă un vis împlinit. Sunt mulțumit și fericit pentru faptul că acest eveniment a avut loc. În momentul când realizezi că visul tău se împlinește, ești pur și simplu într-o ferie, într-o euforie. Emoții în scenă, în timpul interpretării, nu am avut pentru că nu mi-am permis să le am. În caz contrar, nu aveam să reușesc să interpretez piesa. Însă, după, evident că emoțiile m-au copleșit. Colaborarea între Alex și Orchestra Simfonică de Tineret a început acum 2 ani. Deși sunt la prima interpretare comună, urmează și altele. Vreau să continui să lucrez în domeniul muzicii, vreau să continui să colaborez cu această orchestră. Urmează încă o piesă care a fost aleasă de către acest dirijor. Cu toate că s-a stabilit împreună cu familia în Elveția, dorul de Moldova și îndeoseb de Soroca nu-l lasă. Evident că mi este dor de Moldova, iar Soroca chiar este un loc aparte în inima mea, pentru că o consider cea de-a doua casă. Acolo m-am format, acolo mi-am format familia, acolo am crescut și datorită susținerii voastre, datorită vouă, am ajuns cel care sunt acum, urmăresc toate știrile din Soroca. În timp ce Alex urmărește știrile SOR TV, noi sorocenii suntem cu ochii pe el, dorindu-i succes și pe mai departe.